Eu am urmărit cu mare atenție, te-am văzut și pe tine că erai concentrată la ce se întâmpla. Asta înseamnă că ești preocupată de un stil de viață sănătos, da, cu siguranță. Și mai ales de mâncare. Sunt foarte preocupată de mâncare. Ce înseamnă că ești atentă la ce mănânci sau câteodată zici ok, asta e, nu mă mai interesează și mănânc? Îți dai seama că încerc să fiu cât pot eu de atentă, dar sunt și momente în care nu pot să mă abțin. Ca mine, sunt, așa. Da, sunt foarte mâncăcioasă, sunt pasionată de mâncare, de bucătărie, îmi place să și gătesc, îmi place să petrec timp în bucătărie, îmi place să spăl și vase, dacă îți vine să crezi. Și câteodată chiar mi-e greu să mă abțin, dar încerc să păstrez un echilibru între a mânca ce-mi place mie și a mânca ceea ce e sănătos. Da? Uite ce drăguț a spus. Important este să țineți minte acest aspect, că echilibru în toate este, dacă vreți, din punctul meu de vedere, soluția. Pentru că nu poți să te abții de fiecare dată când ai poftă și trebuie să satisfaci pofta. Așa că o să aleg un iaurt cu 10% grăsime. Bravo, Alexandra! Să înțeleg că teoria a fost pentru tine legat de alimentație o prioritate. Da, ai vrut să înveți mai multe? Da, am fost destul de interesat în ceea ce privește nutriția. Și chiar am încercat să citesc cât mai multe lucruri despre nutriție din diverse studii și cărți și m-am documentat și de la nutriționiști și de la prieteni care știau și ei la rândul lor nutriție. Am fost și vegană timp de 4 ani. Da? De fapt, pesco-vegană, mâncam lactate rar, o dată pe lună, ceva de genul, și pește mâncam cam o dată pe săptămână, dar în rest mai mult... Te-ai simțit mai bine atunci ca acum? Când mănânci da, pe toate? Da și nu, să știi că uneori când mănânc carne mă simt un pic mai obosită, în sensul că știi că se digeră mai greu carnea și îți ia din energie și mă simt un pic extenuată, dar uneori simt nevoia să mănânc carne. De exemplu, dacă merg la sală sau dacă sunt obosită, am nevoie de o proteină și, de exemplu, dacă sunt pe drum sau sunt într-un loc unde nu găsesc pește sau nu găsești orice fel de proteine, e mai greu să-ți iei proteine din vegetale, trebuie să mănânci mai mult. Sau dacă nu pot să-mi fac un shake cu cânepă sau cu ce mai fac, da, prefer să mănânc o friptură. Pe mine mă uimește, Alexandra, câte cunoștință are în direcția asta. Am început să-ți fac o cafea. Sper că bei cafea. Ce vă recomand este să nu beți ca o primă băutură, pentru că ea îți furnizează energie doar dacă o bei după micul dejun. Nu știam asta, e să știi. De obicei, când mă trezesc, primul lucru îmi fac cafea. Nu. Primul lucru pe care îl faci, bei apă. Nu e bine. Mănânci un mic... Asta, da, beau apă, da. Da. Da, bei apă, după aceea mănânci și după aceea cafea. Bei cafea, am înțeles. Cafea este o băutură foarte gustoasă și îți dă energie dacă știi când să o bei. Am zis că punem niște migdale crude. Și uite, da. Au cel mai mult conținut de proteine dintre oleaginoase și cel mai scăzut conținut de grăsim. Ia uzi-te pe Alexandra câte știe. Sunt o foarte bună gustare dacă vrei să slăbești un regim, de exemplu. Da. O mână de migdale, țin de foame, îți dau și energie, poți să duci. Obișnuiesc să am în mașină de fiecare dată sau în poșetă câteva. Uite, o să punem și nuci, vreau să le toc un pic. Și știi ce o să mai pun? Stafide. Nucile au calciu. Dacă aveți deficit de calciu, mâncați nuci. Și varză. Varză are foarte mult calciu. Te-ai gândit vreodată că viața ta se va împărți între a alerga dintr-o parte în alta și a încerca să te, nu știu, să te ocupi și de tine un pic? Că alergi foarte mult, ce știu. Da. Asta ți-ai dorit? În ultimii ani nu neapărat mi-am dorit asta, mi-am dorit să fiu cântăreață, să am succes, ca să zic așa, dar nu mă așteptam că asta va fi. Nu știam că asta o să însemne cariera de cântăreață și de artist. Într-adevăr, e un pic complicat pentru că nu ești doar drăguță și apari pe scenă și cânti. E o întreagă muncă în spatele procesului. Spune-le ca să știe, pentru că toată lumea crede că apar la televizor. Vai, ce drăguț e, ești pe scenă. Și cam asta e tot. Da, și cam asta e tot. De fapt, tot procesul începe de la faptul că trebuie să petreci foarte mult timp în studio ca să compui piese. Pentru că dacă nu ai piese, nu mai nimic. Cine ți-a compus prima piesă? Primele piese eu, împreună cu producătorii mei de atunci, în perioada respectivă. Da, și după aceea trebuie să faci o grămadă de chestii, să te duci la emisiuni, să promovezi piesa respectivă, ești pe drumuri tot timpul,
sunt destul de multe activități care se fac în viața unui artist și trebuie să ai grijă și de imaginea ta, trebuie să dormi bine, trebuie să cunoști oameni, trebuie să mergi și la evenimente să socializezi, trebuie să mergi și la sală, adică sunt destul de multe, ca să zic așa. Am lăsat-o pe Alexandra să vă povestească asta, de ce o să-ți spun că la un moment dat eram obosită, ruptă după o zi de lucruri pe care le aveam de făcut și m-am dus să mă întâlnesc cu niște prieteni și le-am spus, nu stau decât foarte puțin pentru că sunt foarte obosită. Dar ce ai făcut astăzi? Da. Păi am avut filmare, o ședință foto, un interviu, exact. Am avut un eveniment. Exact. Păi și când ai mai muncit? Da, da, exact. Adică ai fost doar model, ceva da. De genul. Ai fost doar ce frumoasă. Ce ai făcut? Da, ce-i așa de greu? Este, mai ales dacă ai și așa, familie, e, așa și mamă. Așa se vede din exterior. Uh-huh. Eu, de exemplu, doresc foarte mult să am și familie, să fiu mamă și... Chiar mă gândesc că o să fie o provocare pentru mine să le împart pe toate, dar îmi doresc să fac asta. Adică chiar îmi doresc, îți doresc această să fii, provocare. Să fii mamă repede? Sau cum mai adică? Amâni? Momentul. Doresc de când eram mică. Dar nu s-a întâmplat. O să se întâmple când o să fie momentul, știi cum e. Probabil când o să fiu și eu pregătită. Uite ce facem noi acum, poate să fie un mic dejun pentru copii extraordinar. O să te las pe, da, o să te las pe tine să îți pui cât consideri tu că e bine. Mie stafidele îmi plac foarte mult, să știi că sunt dulci. Da, și dau așa un gust sau o savoare iaurtului. Avem aici în bol grăsimi sănătoase, pentru că avem nevoie și de grăsimi, asta trebuie să știți, nu vă feriți de grăsimi, ci încercați să aveți grijă la cantitate sau la echilibru, așa cum spunea Alexandra. Avem și fibre din nuci și din migdale și din stafide și avem un gust savuros. Ia, hai să vedem. Hai să vedem. Ce-mi plac mie emisiunile astea cu mâncare. Să mă mai invitați. Păi ce gust are și stafida-i, da, așa un gust, așa cum spuneai tu. E super simplu, faci în 5 minute. Da. Îl mănânci în timp ce te machiezi. Și deja, sincer, și da. Pleci în 10 minute de acasă. Bravo. E un lucru foarte important să știți că nu plecați fără să mâncați dimineața. Doar să vă machiați. Asta gândeam că o să zici. Să, nu ne, să ne machiem, vorbim și de machiere. Nu e masa foarte importantă. Atunci metabolismul este crescut sau scăzut în funcție de ce mâncați la micul dejun. Iar acest mic dejun va face ca să aveți și energie și să aveți un metabolism crescut. E gata și cafeaua. Și să știi că o să te chem odată să gătim. Dacă ai spus că ești atât de... Sunt pasionată, da. Da? Știi ce am făcut sâmbata trecută cu Petrișor Tănase? Burger. Vai, nu pot să spun. De mine, dacă e, mă chem să facem ceva ce? Mai light. Facem un... Da, dar știi că burgerul a fost din carne de curcan, ceapă. Deci n-a fost un burger cu... Putem să facem niște, bă, eu când eram vegană, mâncând o grămadă de plante, trebuie să descoperi tot felul de alimente pe care înainte nu le mănânci. Dacă mănânci carne, ți ajunge, mănânci o fructură și aia e, da. Și mâncam hrișcă, nouț, da? Bulgur. Cum pregăteai hrișcă? Uite, facem ceva cu hrișcă. Da, putem să facem. Am un sos de al mamei și poate ți-aduc și un sos. Un sos făcut de ea și pus la borcan. Și fierb hrișca, da, și se pune sosul ăla, poți să pui și niște legume, să le tragi la tigaie. Foarte wow! Puteți face și cu carne sau cu pește. Hrișca este o pseudo-cereală pe care eu o consum destul de des și îmi place gustul de hrișcă. Și vreau să e vă colivă, spun... E colivă, așa, gust de colivă. Așa. Știți colivă? Știți? Da. Toți, știți colivă? Ceva de genul, doar că nu e dulce. Cafeaua e și bună? Bună și cafea. Foarte bună. Eu fac cafea la ibric. Să știi că e o cafea, da, o cafea un pic fiartă, așa, turcească. Da, 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 întotdeauna. Îmi place și cafeaua la expresor, de exemplu, dacă mai dorm în altă parte la vreo prietenă, de exemplu, sau în altă parte, nu am ibric și cafea și fac o cafea la expresor, dar nu-mi place așa mult. Îmi place mai mult cafeaua făcută de mine la ibric și cu caimacul ăla deasupra și cu... Ha, deci îmi place mult. Mișcare? Ai făcut astăzi? Astăzi nu am făcut, o să fac la după 5, amiază. După amiază, da. Ai un moment luni, prielnic când da, faci? Da, cel mai bine priește dimineața. Dimineața sau între ora, știi că ora anatomică cea mai bună, da. E undeva între 1 și 2 sau așa ceva e, așa după amiaza. Doar că e cam complicat să faci în mijlocul zilei.
îți iei tot timpul, trebuie să-ți întrerupi toată activitatea, te duci la sală, faci duș. Da, există un bioritm. Ține-ți seama și de bioritmul organismului și în funcție de asta faceți anumite activități. Ar trebui să vă odihniți în anumite momente, să vă bucurați de o mâncare gustoasă și sănătoasă dacă reușiți, și ar trebui să vă bucurați sufletul. Muzica Alexandrei ne bucură sufletul. De fiecare dată o ascultați și voi. Am și un cadou pentru tine, Alexandra. Ia uite ce avem și cadouri, mai vin la noi. Să faci mâncare acasă, că tot ai spus tu că vrei să gătești. M-am gândit că tot ce ți-am pus acolo este... Sunt toate bio, văd că... Paste. Da, paste. Ce mai ai acolo? E de mentă. De mentă. Îmi place. Ce faci, da? Da. Ia uite. Magneziu. Ți-am pus de... M-ați văzut așa mai străvezie, a zis să dăm fetii niște vitamine care au nevoie. Dar uite ce ți-am pus, ce faci cu asta, Alexandra? Test. Vai. Test. Ce faci cu el? Măi, pot să mănânc niște gofre sau clătite sau gogoși făcute de bunica mea, dar a doua zi când sunt reci, da? Și le mănânci cu gem. Și sunt cele mai bune, da. Nu-mi plac când sunt calde, când sunt reci. Dacă aveați în minte că așa este foarte restrictivă Alexandra și că nu gătește și spală vase, îi lipsește, cred că îți lipsește ceva în momentul ăsta, Alexandra? Nu, chiar nu. Chiar mă simt împlinită, chiar simt așa că fac ce-mi doresc. Bineînțeles că sunt momente și momente. Unele momente sunt de muncă și de să plantezi chestii cum ar veni și apoi trebuie să ai răbdare să culegi ce ai plantat, știi cum e, trece timpul, nu vin toate așa de-a gata și dintr-o dată. Acum sunt într-un moment în care plantez, ca să zic așa, și mă simt bine, mă simt împlinită, lucrez cu oameni cu care mă simt bine, fac ceea ce îmi place, mă simt inspirată. Am avut și perioade mai proaste în care nu eram inspirată, aveam așa oarecum blocaje și cred că... Te-au ajutat oamenii sau m-au ajutat, tu? M-au ajutat, da. Și eu, dar și oamenii. Știi cum e? Dacă te ajuți tu în primă fază, apar și oamenii în jurul tău care să te ajute. Și uite, apropo de alimentație, pleacă foarte multe chestii și de la alimentație, adică depinde ce mănânci. Dacă mănânci sănătos, chiar te simți mai bine și ai mai multă energie și vezi lucrurile altfel. Dacă mănânci numai fast food și chestii de genul ăsta și ciocolată și zahăr și sucuri acidulate, ești mai așa, mai... Draga mea, Alexandra, sunt recunoscătoare că ai venit în emisiune și știi de ce? Pentru că îmi dau seama că ai putut să faci și muzică, ai putut să te instruiești și în ceea ce privește nutriția și după ce o să ai tu în minte muzica, să o pui undeva în cui, pe la 80 de ani, da, te apuci de nutriție. Asta așa. Uite, e, am și un odorizant de cameră, ți-l fac cadou. Super! Consider că emisiunea de astăzi a fost una care să vă îmbogățească, pentru că, da, Alexandra a spus lucruri foarte interesante. Din punctul meu de vedere, ar trebui să le aplicați. Noi știm multe lucruri, dar aplicăm mai puține, așa că, Alexandra, hai să le urăm telespectatorilor mei să aplice ce au aflat astăzi de la tine, niște secrete, zic mici eu, secrete. Mici secrete, pe care, dacă le aplicați, sunt sigură că starea voastră de bine o să fie de nota 10. Sport, dietă și o vedetă și săptămâna viitoare alături de voi. Poate ar trebui să ne trimită cu micul lor dejun o fotografie pe Facebook. Da, chiar ar fi. Și îi postăm și noi. Că dacă ne trimiteți, da, ne dați așa? Și nouă tag, îmi dați și mie tag. Așa, ce și drăguț. Repostăm. Și o să vă spunem dacă micul dejun e sănătos, gustos sau cum e el, nu? Da, și aveți, uite... aveți deja o nutriționistă lângă voi. Pe lângă faptul că ne bucură sufletul cu melodiile ei, uite, ne-a încântat astăzi, pe mine cel puțin, am descoperit-o, Alexandra, foarte preocupată de stil de viață sănătos. Mulțumesc tare mult, vă mulțumesc și vouă și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Hei, mă bucur că am fost invitată astăzi în emisiunea Florentinei și că am putut să mâncăm împreună micul dejun, să bem o cafea și să vă împărtășesc din micile mele secrete culinare, ca să zic așa. Vă pup și urmăriți în continuare ca să aflați cum să fiți sănătoși și să vă iubiți mai mult.